noi, pentru Lugojeni și pentru viitorii cititori ai cărții Mihaelei. Ei, scuze-mă, nici măcar n-am vorbit despre incipit. Așa. Adică despre început. Aș vrea să fac o remarcă referitor parafrazând la reflectarea în oglindă, la oglindiri. Te-ai referit de mai multe ori la oglindiri, la reflectare. Și mă gândesc că ceea ce se întâmplă astăzi aici, că suntem împreună, că suntem alături de dumneavoastră, prieteni, colegi, elevi, familie, este un lucru extraordinar. Este o oglindire a faptului că Mihaela a trăit, trăiește în Lugoj, că este un om iubit și respectat, un om apreciat și cred că Mihaela ne va uimi și de acum încolo, că este doar cartea de debut, nu Mihaela? Mai departe, sigur, Cristian Ghinea, te ascultăm. Înainte de a deschide cartea, am stăruit o clipă asupra graficii copertei și a titlului volumului Mihaela Roșu Bână. Genul feminin mi s-a părut a ascunde o capcană, încă din titlu. Așa cum am afirmat și cu alte prilejuri, din start vă spun că nu-mi place categorisirea de literatură feminină. Este un gen, ca să fiu în nota autoarei, un gen inventat, cu o ușoară nuanță de perversitate. Adică avem literatura-literatură și literatura feminină. O chestie separată, ca și romanul polițist sau literatura științifico-fantastică. Exilate, plasate în niște nișe artificiale, aparte oare față de ce? De literatura adevărată? Nu rezonez la astfel de categorisiri. Așa cum muzica e bună sau mai puțin inspirată, de la clasic la cyberpunk sau dark wave, la fel stau lucrurile și cu literatura. Și cum am pune împreună în cadrul aceleași zise categorii, autoare, și aici mă refer la proză, precum Nina Ceranu, cu lumea ei dură, bolovănoasă, încrâncenată, populată cu personaje puternice, fără compromisuri, și Veronica Balaj, cu al său ritm alert, al respirației întretăiate, în care emoțiile sunt într-o continuă alergare, la întrecere cu viteza bulversantă a lumii moderne. Evident, doar valoarea paginilor pe care le scriu le apropie, pe cele două autoare le-am pomenit pentru că cele două îmi plac foarte mult, deși sunt foarte diferite. De aceea le-am și amintit numele. Genul feminin al Mihaelei Bână este o carte relevantă nu numai pentru că pune la dispoziția cititorului o experiență de viață, pentru că răspunde la întrebări esențiale pe care cititorul și le pune, iar atunci când omenește, nu o face, sugerează căi de mântuire. Fără să-mi dau seama, citind cartea, am trecut rapid de pagina 100. Înainte de capitolul Silvia, mi-am permis un scurt popas pentru a mă întreba de ce se citește ușor această carte. Pentru că este o calitate în sine să atragi încă de la început cititorul de partea ta. Și aici a sublinia ideea de intimitate, o dimensiune esențială a romanului de debut al Mihaelei Roșu Bână. Felul în care autoarea transmite cu o șoaptă universul ei intim cititorului este o artă în sine. Iar cititorul e câștigat din start ca un confident, ca părtaș la experiența de viață. Mihaela Bână nu stă la taclale la o capcană. Ea implică cititorul pe un plan profund, îi face complice și, din start, își câștigă un loial partener de drum. Spre deosebire de poezie, proza necesită experiență de viață. Întâmplările din cartea Mihaelei Bână sunt puse sub semnul unui destin care se încheagă și capătă sens sub ochii noștri. Intuiția, privirea intensă, cercetătoare, le ghidează pe eroinele acestui roman care ar putea da titluri de capitole ca la Faulkner, Anca, Silvia, Isaveta, Anca. Un roman nu numai modular, cum bine remarca un critic, ci și o carte în care cititorul pare a dispune prin mâna complice autorului de o telecomandă magică, cu care poate accelera anumite pasaje, dar
are și privilegiul de a contempla în slow motion momentele cheie, precum ritualul de trecere, aici folosesc titlul unei cărți științifico-fantastice care mi-a plăcut foarte mult în jurnețea mea, ritualul de trecere al celor 50 de ani. Mereu există posibilitatea rewind, derularea înapoi a narațiunii, pentru a te ancora în reperele esențiale, primordiale. Anunțată de premoniția unui vis apăsător, tulburător, fractura reală și metaforică a Bornei 50 este mai importantă decât pare la prima vedere în economia romanului. Agonia, teama de abandon, revenirea la vechile neliniște, anticiparea confruntării cu neantul, toate pregătesc renașterea din gipsul umed al unei eroine care reînvață să facă în cârje cătinel, cătinel, primii pași pe drumul vieții. Este renașterea din acel gips. Celor pe care îi alege Dumnezeu le trimite mesageri, spune autoarea la pagina 63. Mai târziu găsim un alt citat esențial pentru ideea de destin, de nimic întâmplător, de liant al vieților Anei, Silviei, Elisabete. Iată ce spune Mihai Labână la pagina 137. O parte din stropii reci și limpezi alunecară de-a lungul palmelor, prelungindu-se pe despezile pietruite ale peronului. Urmări preț de câteva secunde șerpuirea separată și apoi unirea lor într-un singur fir, ca și viețile oamenilor. Se pare interesant pentru felul în care se împletesc destinele în această carte. Anca, Silvia, Elisabeta sunt femei puternice, aflate la răspândii. Femei puternice și totuși atât de vulnerabile, fascinante, imprevizibile, care își construiesc destinele prin neștiute acte de eroism săvârșite în taină zi de zi, cu spaimele și speranțele lor toate la genul feminin. Indirect, genul feminin este și un eseu asupra lumii bărbaților. După stărui asupra personajelor masculine ale cărții, precum deloc confortabilul terapeut, bine plasat în intrigă, dar găsim aici teme care ar trebui să preocupe mai mult societatea românească de azi. O lume ancorată încă în prejudecăți, după ce a trecut, paradoxal, în anii comunismului, a trecut printr-o perioadă de fals empowerment, de falsă promovare, între ghilimele, a femeilor. Axiome strâmbe care vin dintr-un trecut în care era de la sine înțeles că, citez de la pagina 207, femeia este pe locul 2 în ordinea firii, născută fiind din coasta lui Adam. Transmise din trecut astfel de stereotipuri toxice răbufnesc în zilele noastre, vezi nenumăratele derapaje misogine postate azi pe rețelele de socializare, ca bancuri cu blonde, moldovence, cu femei care sunt inevitabil proaste sau ușuratice și care, vezi, Doamne, nu știu să conducă o mașină. Deși există exemple de campioane de raliuri care mai sunt și blonde pe deasupra. Fără a face din asta un subiect, ferindu-se de un ton didactic, autora genului feminin amintește discriminările impuse din leagăn și limitele resimțite încă din primii ani în ceea ce privește accesul la educație. Școala nu era la mare preț în cazul sexului feminin. Clasele primare erau arhisuficiente. Sunt episoade precum șocul produs în societatea tradițională de la sat al apariției primei femei pe bicicletă, cu detalii revoltătoare care se suprapun perfect cu povestirile mamei mele. Mi-a povestit ceva aproape la fel cu apariția primei femei pe bicicletă în satul de unde era și cum a fost ea întâmpinată de concetățeni. Prin recursul la memorie, Mihaela Bână dărâmă mituri ofensatoare de gen. Îi uimea, citez aici, îi uimea hărnicia moldovencelor, liniștea cu care își vedeau de muncile împovărătoare, fără lamentări și vorbe de prisos. Lumea femeilor și cea a bărbaților ajung metaforic în coliziune directă la episodul teribil al luptei de la Oarza, câinii războiului contra celor care, cu lacrimi în ochi, încercau să salveze copiii. Speranța zilei de mâine contra anihilării. Aici ar mai fi multe de spus, dar cine știe, poate chiar autoarea ne va dezvălui mai multe în așteptatele genuri viitoare, ca și regizorul polonez Krzysztof Kieślowski în ale sale Trei culori. Cred că vom avea trei genuri. Finalul cărții aparține ieșirii din labirinte, eliberării personale, într-un impresionant pelerinaj spre Graalul Apariților, spre iluminare. Pelerinaj săvârșit deloc întâmplător alături de mama, care a înțeles să se retragă discret pentru a transmite ștafeta fiicei,
așa cum au făcut-o cu înțelepciune toate celelalte femei din carte. Trăia cu certitudinea că Dumnezeu e unul singur, cu El a croit și croiește destinul fiecărei făpturi după planul voinței Lui, se spune la pagina 218. Toți am zâmbit cel puțin odată în viață când mi s-a vorbit despre predestinare. Toți am clătinat neîncrezători din cap, pentru că ne-a fost mai comod așa. Și la un moment dat, invariabil, ajungem să pătrundem aceste vorbe aflate în marginea dogmelor sau deasupra lor și să le dăm dreptate, compunând retroactiv piesele care compun mozaicul vieții fiecăruia dintre noi. Îi mulțumim Mihaelei Bână pentru promisiunile acestui volum de debut. Îi mulțumim pentru Anca, pentru Silvia, pentru Elisabeta și pentru toate cele care vor mai veni de acum înainte. Mulțumim mult, Cristian. După cum ați observat, trei domni, trei prieteni, genul masculin, au vorbit și vorbesc despre cartea Mihaelei, genul feminin.